găsit! Mă bucur să fim împreună în această zi și mulțumesc lui Dumnezeu pentru oportunitatea de a deschide Biblia și a învăța lucruri valoroase. Cu această ocazie aș vrea să vorbesc despre binecuvântarea copiilor. Când auzim de binecuvântarea copiilor, oamenii se gândesc de obicei la un ritual care se practică cu pruncii, niște formule pe care le rostește un preot, un pastor, într-o atmosferă ceremonială, etc. În realitate, oamenii iubesc ritualurile și mai puțin lucrurile practice care necesită responsabilizare. Dar am să vorbesc despre binecuvântarea copiilor nu ca ritual, nu ca formulă mistică, ci cum poate să fie această binecuvântare reală în viață. Cum poate să fie un copil binecuvântat cu adevărat? Pentru că deseori se rostesc binecuvântări în astfel de cazuri și nu prea se văd vieți binecuvântate. Deseori se rostesc binecuvântări la căsătorii și este vai și amar de atâtea și atâtea familii. Ceea ce înseamnă, se naște întrebarea simplă, de bun simț, ce binecuvântare a avut acest cămin sau acest om când nu se vede decât un dezastru în viața lui. Ne dăm seama că binecuvântarea vine în anumite condiții și există niște reguli și de aceea aș vrea să vorbim despre binecuvântarea reală a copiilor. Înainte de toate, aș vrea să vorbesc de ce nu este potrivit botezul pruncilor, a copiilor mici. Pentru simplu fapt că Biblia nu vorbește despre acest lucru, iar semnificația botezului este cu totul alta decât s-ar putea aplica la pruncușori. Citim în Fapte 2:37, după ce au auzit aceste cuvinte, deci e vorba de oameni care aud și înțeleg, ei au rămas străpunși în inima asta, înseamnă impresionați adânc, și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Și au dat seama că au o problemă, că viața lor e un dezastru. Pocăiți-vă, l-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Versetul 41, cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. Au primit propovăduirea înseamnă cuvântul care a fost rostit. Un pruncușor nu înțelege cuvântul care e rostit. Nici nu-și pune frământări. Nu poate să ajungă la maturitatea de a-și pune întrebări profunde, nu? El e un copilaș. De-abia încep zurii rațiunii să mijească. De-abia învață lucrurile elementare. Aici era vorba de oameni care urmează să se pocăiască, să schimbe viața, care sunt frământați și întrebeau ce să facem și primeau răspunsul: pocăiți-vă, deci era vorba pocăința fiind un regret pentru viața trecută, păcătoasă, și întorceți-vă la Dumnezeu și veți fi botezați. Da? Marcu 16:16, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Aici observăm că e vorba de actul credinței. Credința, crede în ceva, te încrede în ceva, necesită neapărat maturitate. Necesită neapărat înțelegere, înțelegerea cuvântului Dumnezeu. Ce crezi? Credința vine din cuvânt, ne spune Biblia. Da? În Fapte 8:36 citim, pe când își urmau ei drumul, e vorba de Filip și cu etiopianul, au dat peste o apă și famenul a zis, uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis, dacă crezi din toată inima se poate. Famenul a răspuns, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Observați, trebuia să aibă credința în ceva, credința în Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu, înțelegerea dragostei lui Dumnezeu. Ori este imposibil pentru un pruncușor să aibă o astfel de înțelegere. Nu citim în Biblie că Ioan Botezătorul, că vreunul din apostole au botezat vreun copil, vreun pruncușor. Pentru faptul că botezul semnifică altceva, semnifică neapărat regret față de viața veche, semnifică dorința de a renunța la vechea viață, semnifică dorința de a schimba viața, semnifică pocăință, semnifică regenerare, trezire la o nouă viață, lucruri care necesită neapărat maturitate în gândire, necesită decizii, necesită alegeri, necesită înțelegere ale cuvântului Dumnezeu. Nu există în Biblie că a fost botezat un copil. Este extra-biblic, adică în afara Bibliei nu are nimic de face cu ceea ce a poruncit Dumnezeu. Ori dacă vrem să facem ceva bun, trebuie să facem ceea ce ne spune Dumnezeu. Nu este potrivit, nu este deloc indicat, nu e corect, nu e după Biblie botezul pruncilor. Dar, în schimb, pruncii pot să primească binecuvântarea lui Dumnezeu încă de cât sunt foarte, foarte mici, ba chiar înainte.
pot să fie binecuvântați încă de când sunt în pântecele mamei lor. Asta citim în Biblie. Asta găsim în Biblie și tocmai de aceea ar trebui ca și noi să ne dorim exact aceleași lucruri. Câteva aspecte importante legate de binecuvântare și în mod special de cel care binecuvintează. Vrei să fie binecuvântat copilul de Dumnezeu sau să fie binecuvântat de o formulă omenească, de un om? Ar trebui să ne dăm seama că așteptările noastre întrec ceea ce poate face omul pentru un copil. Semnul tău nu poate să zgrească decât de bine. În cel mai bun caz, un om care te binecuvintează e un om care îți rostește cuvinte frumoase de bine. De fapt, binecuvântare, este a cuvânta de bine, a rosti lucruri frumoase. Pe când un om poate să rostească lucruri frumoase, dar sunt doar urări și nimic mai mult, când Dumnezeu binecuvintează, El se asigură că face lucrurile acestea. Ar trebui să înțelegem, când vorbim de binecuvântarea lui Dumnezeu asupra copiilor, că este în natura lui Dumnezeu să dea. E felul lui, este caracterul și felul lui de a binecuvânta și a dărui. Așa este el, e plin de iubire altruistă, se gândește la ceilalți și n-ar trebui să avem nici cel mai mic dubiu că Dumnezeu nu vrea să binecuvinteze copiii sau pe oricare om. E natura lui, este ca un ag reflex ca să binecuvinteze Dumnezeu. Vrea să binecuvinteze Dumnezeu fiecare copil, cu siguranță mai mult decât își doresc părinții lui. Citim în Matei 7:11, deci dacă voi care sunteți răi, vorbește de oameni, de părinți, știți să dați daruri bune copiilor voștri, un părinte bun întotdeauna oprește cei mai buni și oferă cei mai buni copilului. Dacă voi care sunteți răi știți să faceți lucrul acesta, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celui celor ce îi le cer. Cu cât mai mult, cu cât e mai bun Dumnezeu decât omul. Adică distanța între noi și Dumnezeu e de la cer la pământ. Este o distanță infinită, pentru că Dumnezeu este atât de bun, este bunătatea întruchipată. De aceea n-ar trebui să avem niciun dubiu când venim la Dumnezeu pentru a cere binecuvântare pentru noi sau pentru copii. Trebuie să știm că Dumnezeu vrea, îi place, dorește mult mai mult decât noi să dea binecuvântarea pruncilor. Citim în Marcu 10:16-17, apoi i-a luat în brațe. E vorba de Iisus care a luat copiii în brațe. I-au adus mamele copiii și i-a binecuvântat punându-și mâinile peste ei. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Atât de drag a fost de gestul pe care l-a văzut acest tânăr bogat. Cât de bine se simțeau copiii acolo în brațele lui, în brațele Domnului Iisus, încât și-a dorit și el să fie binecuvântat ca și copiii acela. De aceea a alergat și a întrebat ce să fac ca să pot să fiu și eu salvat. Binecuvântarea pe care Domnul Iisus a dat copiilor, citim despre ea, Luca 18:16, Iisus a chemat la sine pe copila și a zis: lăsați copila și să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. Este tot atât de vie, de prezentă. Cuvântul lui n-a pierdut nimic din semnificație, din putere sau din greutatea lui. Cuvântul e viu. Cuvântul pe care îl citim în Biblie, că a binecuvântat Domnul Iisus acel copilaș, este încă prezent pentru oricine vrea să și-l asume, pentru oricine crede. Tot așa cum a binecuvântat acei copii, binecuvintează și astăzi orice copil al umanității. Problema că trebuie să îi lăsăm copiii să vină la el. De obicei, adulții împiedică pe copii. Copiii, într-un mod nativ, au credință în ei. Sunt foarte dispus să creadă. Ați văzut că ei te cred când ești. Mai târziu devine sceptic. Mai târziu are probleme pentru că învață de la adulți și în lumea în care crește. În realitate, în simplitatea lui, în crederea lui nestrămutată în părinții lui, el învață credința. Lăsați-i să vină la mine și nu-i opriți. Observați că în realitate adulții, deseori părinții le pun piedici și bariere, dar ei ar veni. Lăsați-i. De ce să vină la el? Pentru că el îi atrage și el îi binecuvintează. Când vorbim de binecuvântarea pe care o cerem asupra copilului, vorbim de credința părintelui. Vorbim de
un părinte care devine un instrument și un canal prin care curge binecuvântarea către copii. Noi deseori ne gândim, pentru că ne place, spuneam, mai mult partea de ritualuri, de ceremonii, pentru că asta nu ne atinge cu nimic. Este decât o chestie care încântă simțurile, dar nu responsabilizează. Ar trebui să ne gândim că, în realitate, Dumnezeu vrea să-L binecuvinteze, dar vrea să-L binecuvinteze prin intermediul nostru, făcându-ne instrumentele lui Dumnezeu pentru copilul acela, pentru binecuvântarea lui, făcându-ne canale prin care să curgă influența bună a lui Dumnezeu către copil. În felul acesta îl binecuvintează. Nu-i ceva mistic, misterios. Când părintele se roagă pentru binecuvântarea copilului, nu primește doar copilul binecuvântare. În primul rând primește părintele, în așa fel încât îl face instrumentul pe care Dumnezeu îl folosește pentru binecuvântarea acelui copil. În Judecător 13 cu 3 citim: Îngerul Domnului s-a arătat femeii și a zis: iată că tu ești stearpă și n-ai copii, dar vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Acum ia bine seama să nu bei nici vin, nici băutură tare, să nu mănânci nimic necurat, că îi vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Observăm că toate lucrurile acestea erau legate. Nu, vei avea un copil și ca atare trebuie să fii foarte atentă. Ce mănânci, cum trăiești, există principii divine, pentru că nu asta înseamnă o pregătire pentru nașterea copilului. Citim mai departe: Manoah a făcut Domnului soțul următoarea rugăciune când a înțeles că soția lui s-a întâlnit cu Îngerul Domnului: Doamne, te rog să mai vin odată la noi omul lui Dumnezeu pe care l-ai trimis și să ne învețe ce să facem pentru copilul care se va naște. Observați, aceasta este o rugăciune sinceră care trebuie să facă orice părinte. Doamne, învață-ne ce să facem, dă-ne lumină, dă-ne revelații, ca să putem să pricepem ce să facem, ce-i nevoie, cum să fim noi, cum să-l educăm, cum să-l învățăm. Și asta era înainte de a se naște. Înainte de a se naște se făcea această pregătire, da? Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. E ceva extraordinar. Ce promisiune este aici. Adică cât de influență majoră pot să aibă părinții în binecuvântarea copilului. Una dintre cele mai mari binecuvântări, cât-s multe, dar una dintre cele mai mari binecuvântări pe care le poate avea un copil este de a avea părinți cu adevărat credincioși, temători de Dumnezeu, care îl iubesc pe Dumnezeu cu adevărat și prin care Dumnezeu poate să ofere copilului un start bun în viață. E una dintre cele mai mari binecuvântări să ai părinți cu adevărat credincioși. De aceea, dacă vrem ca un copil să fie binecuvântat, ar trebui ca noi înșine să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu și să fim instrumente prin care Dumnezeu să lucreze schimbările care sunt necesare în copilul acesta și felul în care Dumnezeu vrea să-l conducă. Una dintre înțelegerile profunde pe care ar trebui să le aibă orice părinte este că acel copil care l-are, și deseori spunem copilul nostru, copilul meu, copilul nostru, nu? În realitate aparține lui Dumnezeu, mult mai mult decât îți aparține ție ca părinte. Copiii aparțin ai lui Dumnezeu, nu sunt ai noștri, ci ne sunt împrumutați. Dați în grijă. Dumnezeu, de aceea când recunoști acest adevăr și trăiești cu această înțelegere profundă, acest adevăr solemn, e cutremurător, dar și nobil, îți dai seama că vei trăi cu maximă responsabilitate. Mi l-a dat Dumnezeu în grijă. Mi l-a dat Dumnezeu în grijă pentru câțiva ani, dar este al lui și va trebui să îl cresc ca pentru el, nu? În realitate Dumnezeu mă onorează dându-mi un copil al lui. Citim în 1 Corinteni 6 cu 19: nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că nu sunteți ai voștri, ne spune și nouă, că în realitate nici trupurile noastre sunt ale lui Dumnezeu pentru că el este dătătorul vieții. Ezechiel 18 cu 4: iată că toate sufletele sunt ale mele, după cum sufletul fiului este al meu. Tot așa și sufletul tatălui este al meu. Deci Dumnezeu spune, sunt proprietarul vieții. Dețin viața. Nu, copilul acesta este al meu, ți-l dau pentru o perioadă de timp. Ai grijă ce faci cu el. Nu, și asta te va responsabiliza. Nu te vei purta neglijent față de ceva atât de prețios. Îți încredințează Dumnezeu un suflet care spune că e al lui și pe care va trebui să ai grijă și să lucrezi cu mare atenție
Pentru că într-o bună zi Dumnezeu te va întreba ce ai făcut. Ce pot face părinții pentru copil? Extraordinar de mult. În realitate, ce fac pentru el înseamnă binecuvântarea lui Dumnezeu prin ei pentru copil. E felul în care Dumnezeu, în mare măsură, binecuvintează pe acel copil. Iată ce scria Pavel lui Timotei, a doua Timotei, capitolul 1, versetul 5, mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășuit întâi în bunica ta, Luis, și în mama ta, Eunice, și sunt încredințat că și în tine. Deci, credința venise întâi bunica, se sălășuise, ne-a intrase în viața ei. Bunica a transmis după aceea mamei, iar mama i-a transmis lui Timotei. Observați, nu că e ca și când s-ar, cum să spun, să transmite ereditar, că nu putem transmite prin ereditate credința, ci o putem transmite prin exemplu și prin învățătură celorlalți. Dar e șansă maximă ca să te învețe cum să te încrezi în Dumnezeu de mic, cineva de lângă tine, nu cineva în care ai încredere, părinții tăi, nu? Timotei învățase de mic să se încreadă în Dumnezeu și asta grație că avusese o bunică și o mamă credincioasă. Ce pot face copiii pentru, ce pot face părinții pentru copii? Pot să facă extraordinar de mult. Prin rugăciunile credinței, prin rugăciuni înțelepte și pline de ardoare, pot să predea copilul în fiecare zi în mâna lui Dumnezeu, nu doar pentru protecție, ci pentru ca să fie viața călăuzită. Ei, copilul poate să învețe ce înseamnă să te predai lui Dumnezeu, ce înseamnă să asculți de Dumnezeu. Prin mediul spiritual pe care îl oferi, el va învăța ce înseamnă să prețuiască, ce înseamnă o atmosferă cu adevărat creștină, o atmosferă de dragoste. Nu? Câți copii ies traumatizați pentru că n-au învățat dragostea în casele lor, n-au văzut decât conflicte și lupte. Copilul va învăța dragostea văzând dragostea în părinții lui, între ei și cum îl iubesc pe Dumnezeu. Copilul de asemenea va învăța să fie bucuros sau va învăța să fie năzuros, mofturos, va învăța să fie mulțumit, va învăța să fie satisfăcut dacă învață mulțumirea în cămin. Copilul va învăța respectul, văzând respectul unde? În primul rând, respectul în familia lui. Va învăța lecții despre valoarea adevărului, despre ce înseamnă să ai principii. Va învăța ce înseamnă să ai valoare adevărată în viață. Lucrurile acestea le va învăța, dar părintele nu are cum să-l învețe dacă el însuși nu este ceea ce trebuie. În realitate, el învață mai mult prin model decât prin învățătură teoretică. El privește și învață, el privește și înțelege. Întreba deseori Domnul Iisus când se întâlnea cu oameni nevoiași, ce vrei să-ți fac? Și exact acest lucru îl întreabă Dumnezeu astăzi, întreabă Dumnezeu și pe părinți, ce vrei să fac pentru el? Ce ai cere? Ce ai vrea să aibă copilul tău, în mod special, dacă Dumnezeu ți-ar spune, pentru că chiar îți spune ce vrei să-ți fac? Întrebarea corectă este, ce vrea Dumnezeu, în mod special, să ofere acestui copil? Ce binecuvântare specială doriți pentru copilul vostru? Să fie bogat, să fie inteligent, să fie puternic, să aibă o poziție înaltă și stimată în societatea aceasta? Aș vrea să vorbesc despre cea mai mare binecuvântare care poate să o aibă un copil sau un om în general. Dumnezeu oferă binecuvântări chiar celor mai răi oameni și dacă nu recunoști ateilor și necredincioșilor, citim că El face să răsară soarele și peste buni și peste răi. Și binecuvintează chiar și pe cei mai rebeli oameni. Nu, asta a fost un subiect de, cum să spun, de neînțelegere, de confuzie, chiar pentru oameni credincioși. Găsim în Psalmul 73, Asaf, cum se uita cu jin la fericirea celor răi, adică Dumnezeu e binecuvântat și pe ei, doar ori înțelege de unde vin aceste binecuvântări. Problema că, dincolo de aceste binecuvântări mâncare, binecuvântări materiale, soare, viață și așa mai departe, există niște binecuvântări care n-ai cum să le ai dacă nu îl ai pe Dumnezeu. Cea mai mare binecuvântare pe care o poate avea un copil și după care ar trebui să tânjească orice părinte ca să o aibă copilul lui, este să-L aibă pe Dumnezeu în viață. Este să fie cu Dumnezeu. Dacă L are pe Dumnezeu, are autorul vieții. Are
pe creatorul său, are cel care este dragostea, înțelepciunea și care îi poate da un viitor adevărat. E mai mult decât binecuvântări de orice altă natură. Are sursa binecuvântării în el. În Ieremia 1 cu 6 la 8 era un copil chemat pentru o misiune. Citim: eu am răspuns, ah, Doamne, Dumnezeule, vezi că eu nu știu să vorbesc, că sunt un copil. Ieremia a fost chemat de Dumnezeu la o vârstă foarte fragedă și se scuza, sunt doar un copil, de-abia pot să vorbesc. Dar Domnul mi-a zis, nu zice sunt un copil, că și te vei duce la toți aceia la care te voi trimite și vei spune tot ce îți voi porunci. Nu te teme de ei, căci eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. Eu sunt cu tine. E cel mai important lucru. Doamne, să fii cu copilul meu. Dacă tu ești cu el în viață, mai mult nici nu-mi trebuie, pentru că în realitate Dumnezeu e suma tuturor binecuvântărilor. E rădăcina și izvorul fiecărui bine. Deci, părintele ar trebui să aibă această dorință. Dumnezeu să fie în viața copilului meu. Și îl predai de la început și îl înveți de la început cum să umble cu Dumnezeu, cum să-L recunoască pe Dumnezeu în viața lui. Desigur, părinții adevărați doresc un viitor fericit pentru copii. Părinții râvnesc să aibă un viitor fericit. Deseori nu știu ce înseamnă viitor fericit, pentru că suntem confuzi în înțelegerile noastre în ceea ce privește fericirea. Știți că mulți oameni aleargă după fericire, dar sunt foarte puțini care o înțeleg și o dobândesc. Am vrea ca fiul sau fiica noastră să ajungă, să fie, știți că au tot felul de vise, dar de obicei sunt vise mici, de măreție lumească, de titlu, de poziții, de, mă rog, lucruri care sunt extrem de perisabile și nesatisfăcătoare. Și uneori părinții muncesc mult pentru ei ca să ducă la meditație, la o școală bună, să atingă renume, să, mă rog, să facă o facultate, să aibă în societate o poziție înaltă. Neștiind că în realitate nu asta va însemna fericirea pentru copil, că va însemna un viitor adevărat. În realitate ar trebui să înțelegem că Dumnezeu are deja planuri. Dumnezeu nu face planuri ulterioare, ci face lucruri speciale după plan. În momentul când creează o ființă umană, în momentul când apare o ființă pe lumea aceasta, Dumnezeu are deja un plan pentru el. Nu trebuie să-i faci tu planul, tu trebuie doar să descoperi ce plan are. În Ieremia 29, cu 11 la 13, citim versete extraordinar de frumoase și de pline de speranță. E o mărturisire a lui Dumnezeu, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Dumnezeu ne spune, am gânduri bune, vreau să vă dau un viitor, vreau copilului tău să-i dau un viitor și o speranță. Gândiți-vă ce vii când vorbește Dumnezeu de viitor, că vorbește în concepția lui, plenare de plină, nu? Noi folosim cuvintele deseori degenerat și cu sensuri limitate. Când vorbește Dumnezeu că vreau să-i dau un viitor copilului tău, înseamnă că e un viitor extraordinar și o speranță. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Asta înseamnă dacă vrei să știi de ce viitor vrei să ai, sau copilul tău, ai nevoie să mă cauți cu toată inima. Și ai să mă găsești și ai să afli cum poate copilul tău să aibă viitorul pe care îl am eu în minte. Da? Dom'le, de aceea părinții ar trebui să fie foarte apropiați de Dumnezeu. Ar trebui să fie conectați la Dumnezeu și să dorească, Doamne, ce misiune ai pentru copilul meu? Ce vrei să faci cu el? Cum ar trebui noi să fim instrumente ca să facilităm planurile tale, împlinirea lor, nu? Ieremia 1 cu 5, mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Și mai înainte ca să fi ieșit tu din pântecele ei, deci înainte de naștere, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Cu alte cuvinte, are o misiune, are un viitor prescris și depinde de părinți, depinde de copil, dacă vor afla lucrul acesta sau vor eșua, vor deraia și vor eșua de la ce viitor frumos, pentru că stă în puterea noastră să decidem în această direcție. Aș vrea în încheiere să citesc Deuteronom 30 cu 19 și 20. Iată, iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră că ți-am pus înainte viața și moartea,
binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul lui, lipindu-te de el, căci de aceasta atârnă viața ta și lungimea zilelor tale și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi. Înțelegem că binecuvântarea e o alegere. Nu e ceva misterios. Ca să ai binecuvântare, trebuie să alegi binecuvântare. Ca să ai binecuvântare, trebuie să-L alegi pe Dumnezeu, lipindu-te de El și ascultând de El. Vrei binecuvântare, nu poți obține în altă sferă decât sfera binecuvântării. Iar sfera binecuvântării e sfera alegerilor corecte. De aceea, atât părinții trebuie să facă alegeri corecte și trebuie să învețe copilul încă de când e mic și începe să discearnă să facă alegeri corecte. Va trebui să aleagă ce-i bun pentru sănătatea lui, pentru binele familiei, pentru creșterea lui sănătoasă, pentru dezvoltarea minții lui, principiile corecte de viață, alegeri corecte. Astea sunt... Și atunci vei fi binecuvântat, pentru că aia e sfera binecuvântării. Observăm că blestemul și binecuvântarea nu vin aiurea. Sau nu este vorba de o providență răutăcioasă. E vorba de o alegere. Ți le pun în față. Alege binecuvântarea, spune Dumnezeu, alegând binele. Alege binecuvântarea. Aș vrea să închei cu versetul din 1 Cronii 17:27. Binecuvântează deci casa robului tău ca să rămână pe vecie înaintea ta. Căci ce binecuvintezi tu, Doamne, este binecuvântat pentru veșnicie. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să binecuvinteze toate familiile Pământului. Mă rog ca să binecuvinteze toți copiii care există în lumea aceasta. Chiar dacă n-au avut părinți buni, Dumnezeu tot îi iubește. El este și tatăl orfanului, nu? Și ajutorul văduvei. Dumnezeu are grijă și de copiii care au fost educați prost și le iese în cale mai târziu, deși minunat ar fi ca de când ei apar în lumea aceasta să poată să aibă șansa să ia legătură cu Creatorul lor. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze părinții cu înțelepciune, cu călăuzire divină, pentru ca să-și aducă copiii în mâna Domnului și să-i facă prieteni cu Domnul și să-i învețe încă de mici ce înseamnă încrederea în Dumnezeu și ce înseamnă valoarea dragostei lui Dumnezeu și ce înseamnă principiile și învățăturile corecte ale cuvântului lui Dumnezeu. Mă rog ca în felul acesta, în timpurile acestea dificile, Dumnezeu să poată să aibă copii din care să scoată laude din gura lor. Așa cum era pe vremuri când copiii lăudau pe Iisus și fariseii îi certau să tacă. Și au spus, n-ați citit că voi scoate din gura pruncilor care sub la sân laude și o întăritură pentru mine? Dumnezeu promite că în vremurile din urmă să folosească chiar copii pentru a da avertizări într-o lume care e bolnavă de păcat. Mă rog ca să fiți binecuvântați, mă rog ca să aveți o familie fericită, mă rog ca și acest copil să crească spre slava lui Dumnezeu, să fie sănătos, dar dincolo de toate Dumnezeu să fie cu el, să fie în viața lui, pentru că asta acoperă orice nevoie la care a visat vreodată vreun om și chiar mult mai mult decât vreodată și-a imaginat cineva. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne iubește și vrea să ne binecuvinteze și dacă îi cerem lucrul acesta cu inimă sinceră, eu cred din toată inima că Dumnezeu va face. Amin.